Ora 14 și așa cum v-am promis, la microfon Florin Driga. Invitații mei de astăzi sunt domnul Daniel Drăgulin, vicepreședintele Consiliului Județean. Bine ați venit, acum vă deschid și microfonul. Bine v-am găsit. Și prin vicepreședintele al PDL Călăraș, domnul George Mușat. Vă rog frumos să închideți telefoanele, vă mulțumesc frumos. Bună ziua și bine v-am găsit. Un pic de microfonie nu strică, dar haideți că le rezolvăm pe parcurs, așa, câte una, câte una, da? Păi microfonia pare, nu face parte din program? Ba da, dar nu ar trebui să fie. Dacă există o posibilitate să dacă fie microfonie, poți să-mi vorbești mai aproape, va fi microfonie. Da. Deci, așa cum am promis, iată, suntem cu toții aici la această oră și vom încerca să dezbatem mai pe larg, așa, câte un pic, actualitatea călărășeană, având în vedere că avem două partide puternice aici la Călăraș, unul chiar care face parte dintr-o alianță. Care este problema, domnul Drăgulin? Ce, nu ați găsit o hârtie, ceva? V-am văzut. Nu, din greșeală am luat un curriculum vitae pe care chiar astăzi mi-a lăsat un cetățean care a venit la mine în audiență. Da, am înțeles, am înțeles. Domnul Mușat, bine ați venit, pentru că dumneavoastră ați venit mai rar aici în studio cu domnul Drăgulin. Bine v-am găsit, vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Salut de asemenea pe colegul meu, Daniel Drăgulin, coleg între ale politici. Și da, pe Decebal Mihalache și Nelu Băleșa, cei cu care vom... Cei pe care trebuie să împartă un microfon, din păcate, asta este, trebuie să... Să-i vedem și pe când împarte un ciolan. Da. În primul rând că n-ați venit cu ciolanul. Vă rog să nu mai atacați presa, pentru că presa este obiectivă și independentă. Nu e așa, okay, de ceva? Da. Da. E foarte serios. Bun, deci considerând că ați ales subiectul sau tema de dezbatere, cu ce începem? În primul rând și cine are primul cuvânt? Pentru că presa, iată, este de o parte și, mă rog, ascultă. Eu cred că n-ar trebui să fie presa de o parte și politicieni de o parte. Stabil. Cred că ar trebui să fim niște cetățeni care dezbatem niște subiecte. Dacă putem și principial, ar fi foarte bine, nu? Primul subiect îl propun să fie cel de actualitate, de zăpezirea din zilele astea. Sunt de acord. La scurt timp după viscolul care a avut loc și județul Călăraș a fost destul de afectat, așa că este bine să vorbim despre acest fenomen și de măsurile care se iau în continuare pentru rezolvarea acestei probleme. Am să încep eu, dacă îmi dă voie, domnul Drăgulin. Te rog. Și vreau să fac referire la ceea ce s-a întâmplat până acum în acest sector, în acest domeniu. În primul rând vreau să discutăm despre municipiul Călăraș, da? Și probabil că vom ataca... Și despre județ. Și despre județ. La municipiul Călăraș, societatea care se ocupă de dezăpezire este Urbanie S.A. Râmnicu-Vâlcea. Este cea care a câștigat licitația și care deja s-a implicat în acest proces de dezăpezire a municipiului nostru reședință de județ. Am avut și am luat legătura cu ei aproape în fiecare zi și vreau să vă spun că de marți, 14 februarie, a început să se încarce zăpada, deși viscolul era undeva la limită între a se opri și a continua în acea perioadă. La momentul ăsta, în zona ADR Sud Muntenia, lucrurile sunt rezolvate. Se lucrează pe bulevardul Cuza Vodă, pe intersecția, pe bulevardul Republicii, în zona de la Bălan până la strada București, pe 13 decembrie și Slobozia. Mâine seară la ora 23, segmentul Volna 5 Călăraș va fi închis circulației și se va căuta să se rezolve până dimineața, având în vedere că circulația nu poate să fie foarte intensă în această perioadă, să se rezolve strada București. Sâmbătă și duminică, zona Consiliului Județean și zona Prefecturii, pentru că am mizat noi pe faptul că nu vor mai fi mașinile funcționarilor parcate și atunci vom putea să intrăm sâmbătă și duminică în această zonă.
Zăpada se depozitează în acest moment undeva pe platoul de la Selcii de acolo. Sperăm să avem suficient loc și să ne ajute și timpul. Iată că de astăzi, de la prânz, cred că s-au înregistrat temperaturi pozitive și timpul este chiar cu noi. Chiar au crescut, avem 2 grade acum. Timpul este cu noi în acest moment și sperăm să rezolvăm cât mai bine până la sfârșitul acestei săptămâni, ca la începutul săptămânii viitoare lucrurile să fie intrate în normalitate în municipiul nostru, reședință de județ. Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte vis-a-vis de acest lucru. Într-adevăr, au fost căderi masive de zăpadă. De multe ori timpul nu ne-a permis să reușim să facem operațiunile de zăpezire. Totuși, aș vrea să punctez anumite deficiențe care, după părerea mea, pot fi înlăturate pe parcurs. Nu este de vină nimeni, de vină până la urmă toată lumea, pentru că nu înțelege. Și anume este faptul că în momentul când apare acest fenomen, cei care au mașini și administrația în același timp ar trebui să înțeleagă că în momentul când oprești o mașină și o lași într-un anumit loc, poate să conducă la stagnarea sau ștrangularea unei activități de zăpezire. Și zilele trecute, dacă nu mă înșel, chiar ieri, cel puțin de la Volna până la, de la Volna până la 5 Clăraș și invers, de la 5 Clăraș până la Volna, se circula extraordinar de greu datorită faptului că una era foarte multă zăpadă și doi, mașinile erau oprite pe partea stângă a Landala. Cred că ar trebui să existe o hotărâre de Consiliu prin care să se specifice foarte clar în anumite perioade de timp acele mașini să nu mai fie, exact cum a zis George, mai devreme, când mașinile de la cei care lucrează la administrație nu mai sunt în zona Consiliului Județean. De asemenea, o problemă pe care pentru mine este învățare de minte pentru viitor, în sensul că atunci când voi fi unde voi fi, voi fi... Adică te gândești să fii primar. Da, este adevărat. Vreau să vă spun că nimeni nu se gândește la pietoni, toată lumea se gândește la drumul, la șosele. Și pietonii de multe ori circulă mai mult pe șosele. Mai mult pe stradă, mai mult, da, pe stradă, într-adevăr. Și de multe ori se pot întâmpla accidente. Am avut noroc și nu sunt accidente, dar asta nu înseamnă că trebuie să nu ținem cont. Sunt multe zone încă, și acum în Călăraș, care trotuarele nu sunt dezepezite, sunt acolo unde nu sunt în fața blocurilor și trebuie să ținem cont de ele. După părerea mea, cei care dezăpezesc ar trebui să aibă și utilaje pentru eliberarea trotuarelor și, în primul rând, în momentul în care apare zăpada, acolo unde sunt treceri de pietoni. De asemenea, vreau să vă spun că este bine să folosim mai ales parterele principale, unde există un trafic mai intens sau foarte intens, pentru că sunt foarte multe mașini, acea spumă care, deși este mai scumpă, totuși ar fi creat o posibilitate de circulație mult mai fluentă. Iar în celelalte zone, mai puțin importante din punct de vedere al traficului, dar la fel de importante pentru că și acolo sunt cetățeni, ar fi trebuit să se acționeze mai mult. Pentru că eu vă spun, am fost chiar astăzi în zona de zona Bâlciului, zona Oborului, unde n-a trecut nimeni cu niciun utilaj pe acolo. Din păcate. Din păcate, da. Sunt străzi la ora actuală care sunt cu zăpadă bătăturită, fără iar trotuarele, bineînțeles, sunt... Bine, fiind și cald, acum apa... Este o problemă și gândiți-vă... Și gheață, da, mai gândiți-vă, ales că vin temperaturile scăzute și mai puternice. Nu, vin temperaturi mai ridicate. Haideți totuși să revenim la realitate. Eu aș spune... perioada asta pe care am petrecut-o noi, și n-aș vrea să fac niște atacuri directe, gravida și elicopterul. O mie de comandamente, 1000 de conferințe de presă în care autoritățile ne-au scos în față neputința de a realiza această problemă. Mai grav este că comunitățile nu sunt pregătite pentru supraviețuire. Dotările nu sunt corespunzătoare, preocupările nu sunt corespunzătoare. Într-o ședință la prefectură am întrebat de ce nu sunt demiși directorii care se ocupă de dezăpezire la drumul național și la drumul județean. Toată lumea ori a ridicat din umeri, ori n-a putut să dea un răspuns. Ori n-ai înțeles tu. Da, ori n-ai înțeles tu. Și sigur n-ai înțeles. Da, eu că poți să-ți explic de ce. Așa, o să-mi explici tu, dar după ce spun eu. Da, dar când îi întrebi, că e la televizor, că e la Călăraș, și ce m-a scos gravida. De gravidă trebuie să aibă grijă la care a lăsat-o. Autoritățile trebuie să aibă grijă de buna funcționare
funcționarea societății și a comunității și de supraviețuire. Dragul noi meu, putem să... O secundă și am încheiat. Da. Vă ascultăm și suntem de acord cu dumneavoastră ca ziariști. Dar trebuie să țineți cont de feedback-ul pe care trebuie să-l aveți de la populație, pentru că toate intrările publice ale cetățenilor, nu vorbim de ziariști care într-o formă sau altă a ținut partea, toate interpelările cetățenilor au fost acuzând această neputință și ăsta este cuvântul care o caracterizează. Eu nu vreau să spun. De ce Bala zis că eu nu știu? Nu, nu. Duminică am fost de la ora 9 până la ora 16 pe drumul Călăraș-București. Da? Perfect drumul, decât erau vreo 10 utilaje care fiecare acționau acolo unde nu era zăpadă, iar unde trebuia degajată, pentru că erau niște tunele zăpada, nu era nimeni. Eu nu era nicio persoană care să monitorizeze. Hai să zic și eu ce. Bine, nicio persoană acum, care se conducă. Acum are cuvântul domnul Drăgulin. Păi domnul trebuie să aibă replică acum. Da. Da, nu, pe mine nu mă deranjează că spui aceste lucruri. Nu, după domnul Drăgulin, nu. De ce, Bar, vorbește și eu după aceea. Normal că sunt convins că tu o să ai acuze. Vreau să văd ce spui ca să pot să răspund. Nu, în primul rând, referitor la ședința de la prefectură. Prefectul nu poate demite nici pe directorul de la drumuri naționale, care este în subordinea Ministerului Transporturilor. Nu, dar puteați da un răspuns, eu n-ați să-l demite. Puteați da un răspuns, nu? Cred că era un probleme mult mai grave de rezolvat decât un asemenea răspuns. Da, în primul rând, aplicarea planului de urgență, care nu există. Iar... Sau ce, decât pe hârtie. Nu, există. Iar la drumuri județene este în subordinea Consiliului Județean. Nu poate prefectul să demite acest lucru. Și trebuie să aibă planuri în cazul urgenței. Domnilor, vă rog pe rând, pentru că nu mai înțelegem nimic, pe urmă. Vă rog. Deci, la noi în județ sunt două structuri, drumuri naționale și drumuri județene. Plus la municipiul Călăraș și urban care se ocupă de dezăpezire. Ce ai început să spui cu toți așteptau de la autorități, eu zic că e o mentalitate greșită și nu e de acum. Cred că e de vreo 40 de ani. Dar în ultimii 20 de ani s-a încetățenit. Aceasta provine din timpul comunismului. Toți așteaptă de la stat, toți așteaptă de la autorități. Televiziunile, în special Antena 3 și Realitatea. Dar cine i-a învățat? În loc să nu există niciun lider care să poată să mobilizeze oamenii pentru lucruri adevărate, toți liderii se mobilizează să dea ajutoare. Plus, e mentalitatea greșită. Plus discursul USL-ului. Eu am constatat altceva, cu scuzele de rigoare. Nici n-a început bine emisiunea, că jurnaliștii au început să se contrazică între ei. Hai să spun ceva. Invitații au cuvântul. Până la capăt. Du-ți ideea și după aceea vreau să punctez ceva. Deci televiziunile, câteva televiziuni, plus discursul USL-ului. Domnule, că autoritățile sunt de vină, e dezastru în țara asta, nimeni nu ne face nimic, nimeni nu ne dă nimic, creează impresia, eu zic că am la 30% din populație, cu marja de eroare. Deci 30% din populație așteaptă de la autorități. Așteaptă. Și asta de mult timp. Li s-a inoculat chestia asta că autoritățile trebuie să le facă. Autoritățile trebuie să le dea. Ei nu trebuie să facă nimic și doar autoritățile trebuie să le dea. E, cu discursul ăsta eu nu sunt de acord. Păi asta a fost retorica la toate partidele de la Revoluție încoace. Bun, da? Voi stați acolo că vă facem noi. Nu, văd că nu trebuie să te superi și nu zici să ridică tensiunea. Bun, ascultă, aș vrea să răspund pe rând la problemele pe care vă le-ați ridicat. În primul rând, nu sunt numai două posturi de televiziune, dacă stau bine să mă gândesc, mai este și B1, mai sunt și celelalte posturi. Sunt posturi care fiecare privește într-un mod anume și politica și tot ceea ce se întâmplă în țară. Vis-a-vis de faptul că unele utilaje mergeau sau nu desfundau unele căi de acces, după părerea mea este că fiecare autoritate, nu numai locală, ci și cea din comuna respectivă ar fi trebuit pe teritoriul ei să-și coordoneze activitatea cu privire la drumurile comunale. De asemenea, și drumurile județene. O să spun că am întâmpinat greutăți, dar pe parcurs le-am depășit și la ora actuală pot să vă spun că cel mai discutat stat de fapt Solacului este la ora actuală desfundat. Chiar în interiorul acestei localități se lucrează la drumuri, s-a făcut o cale ocolitoare pentru a ajunge acolo, dar trebuie să ne gândim că de aici încolo, după părerea mea, să existe una și pentru drumurile naționale și pentru autostrăzi și pentru drumurile județene, un cadru legal să-ți permită, în primul rând, nici anul acesta nu s-a dat posibilitatea de a-ți cumpăra utilaje necesare tuturor activităților. Este o mare problemă. Cine să cumpere utilajele?
Cei care au contractele de concesionare. Nu, nu contracte, nu numai contracte. Domnul Regulin, nu pentru că a investit un miliard în echipamente de dezăpezire și noi nu avem parazăpezi. $1 miliard. Întrebați-i pe ei, eu vreau să vă spun ce văd eu acum. Lăsați-mă, vorbesc în calitate de cetățean, ca și voi. Aici nu vorbim în calitate de vicepreședinte, de vicepreședinte, de președinte și așa mai departe. Vorbim în calitate de cetățean. Pe toți ne afectează, da? Eu aș vedea așa problema. Dom'le, dă-le posibilitatea celor care sunt răspunzători de anumite activități în diferite domenii și nu spun numai de zăpezire. Sunt și alte... Până asta vă referiți la societatea Consiliului Județean? Și la societatea Consiliului Județean și la prefectura prin drumurile naționale. S-a făcut o descentralizare care de fapt este o centralizare autoritară. Și vă spun un lucru. Eu am asistat la două comandamente în care... Tu ai spus că USL-ul, și te răspund la această întrebare, USL-ul a acuzat autoritățile. Da, pentru că eu am fost acolo când acel președinte de Consiliu Județean... Nu, eu nu vorbesc numai de acum, eu vorbesc de 2-3 ani de zile ce face USL-ul. Eu spun ce s-a întâmplat acum. Bine, tu nu poți să spui că tu n-ai altă... Nu vreți să depășim problema asta politică. Eu aș pune întrebarea chiar administrativă. Domnul Drăguț. Dacă nu-mi dai voie să vorbesc, atunci nu ne mai înțelegi. Că de asta ce stăm aveți bani. Cine v-a ținut și pe dumneavoastră, și pe PDL, și pe PSD, în condițiile în care există un program național cu privire la perdele de protecție și pentru comunități, și pentru drumuri, și în Călăraș, decât la Borcea, până la Vâlcele, și mi se pare că... Atâta timp cât este facultativă și nu este obligat. Fiecare cetățean care are o anumită suprafață. Corect. Fiecare cetățean care are o suprafață de teren nu-i convine dacă nu este Este și stimulat. Nu este stimulat corespunzător. Nu este foarte puțin. Tocmai. Nu, dar eu aș face altceva. Domnule, lasă-mă să vorbesc. Păi da, ziceți de cetățenii, dar autoritate, că eu vorbesc de responsabilitatea autorităților, pentru că dacă ei, lasă-mă să termin ideea. Te rog. Problema este că dacă există posibilitatea unui cadru legislativ astfel încât să satisfacă și cât de cât și nevoile acelor care au suprafețele de teren, cât și posibilitatea plantării acestor perdele forestiere, toată lumea ar fi mulțumită, dar pe spatele unor oameni, pe un ban puțin să ia acele suprafețe, nu le convine cetățenilor, că uitați în ce hal trăim și nu avem posibilitatea să ne hrănim gurile. Asta e problema. Eu aș fi de acord să dăm un cadru legislativ, niște legi care să ocupe de această problemă. Și mi se pare corect, pentru că vreau să vă spun, ceea ce s-a întâmplat acum nu va fi unic și pe parcurs și anul viitor și peste 2 ani, că după cum vedem, nu este o problemă care este trecătoare, este din ce în ce mai presantă anual. Trebuie să luăm măsuri foarte clare și vreau să vă spun, am luat prin proiecte unele utilaje pentru ISU. Ar fi fost bine ca în acel proiect... Nu, ascultă-mă, în acel proiect să fie existat posibilitatea cumpărării și astfel de utilaje. Asta vreau să... E o idee greșită. Vreau să intervin și eu puțin în această problemă. De ceva ani încoace, de cam de 50 de ani, omul a început o ofensivă contra naturii. Prin ceea ce am început să construim, prin desecările care le-am făcut, prin baraje, prin alte lucruri, sisteme de irigații și așa mai departe. Natura, în ultimul timp, a început să intervine și ea și își arată colții și, bineînțeles, că are împotriva noastră o ofensivă clară în acest moment. Ori noi nu suntem pregătiți la momentul ăsta pentru că nu avem dotări. Exact. Și mai avem ceva, mai avem o problemă. Nu discutăm foarte bine în privința viscolului de momentul la care trebuie să facem referire. Dacă facem referire la faptul că trebuie intervenit atunci când viscolul este în plină desfășurare, vă spun eu că ne înșelăm. Și peste 25 de ani, urmașii noștri vor avea aceeași problemă. În timpul viscolului nu se poate interveni. A trecut vreunul dintre dumneavoastră printr-un astfel de eveniment? Eu am dormit într-o seară între Belciugatele și Fundula, într-o mașină în anii 90, în timpul unui viscol și nu vă spun, am fost convins că este ultima mea seară și că acolo îmi voi sfârși zilele. A fost ceva groaznic, niște clipe, nu se poate interveni cu absolut nimic. Spre dimineața am reușit să ajung la marginea orașului Fundula și într-un final cred că ne-am salvat pe toți cei care eram în acea mașină, dar a fost ceva groaznic, niște clipe pe care n-aș vrea să le mai trăiesc.
Ce să vă spun? Dacă vom interveni și peste 20 de ani cu volă și încercăm să desfacem nodurile și surdurile de zăpadă și nu vom avea, dar unde sunt frezele? Și nu vom avea freze pentru fiecare comunitate în parte, nu vom rezolva niciodată. Corect, dar unde nu sunt ne mai ascundem după degete. Nu vrem să rezolvăm, da, ba da. Păi da. Vrem să rezolvăm problemele astea, ne trebuie dotări. Haideți să facem în așa fel încât fiecare comunitate să alocăm, să ne alocăm bani, să ne cumpărăm un astfel de utilaj, chiar dacă îl folosim o dată la 3 ani. Dar atunci când îl folosim, rezolvăm problemele la cei mai înalți parametri și intrăm, nu mai vorbim de sinistrații în zăpadă. Eu aș merge pe altă idee. Nu trebuie administrația sau societatea Consiliului Județean sau drumuri naționale să-și cumpere utilaje, pentru că este o investiție foarte mare și s-ar putea să o folosim odată la 20 de ani. Am zis de comunitatea locală. Și comunitatea locală. Și Consiliul Județean și comunitatea locală poate și în momentul de față să-și rezolve problema. Poate să încheie contracte cu firme specializate care au astfel de utilaje. Numai că nu se dorește lucrul ăsta. Sau cât de multe utilaje trebuie să aibă o astfel Deci sunt de firme bani specializate. Eu mi-aș dori ca la nivelul județului Călăraș să existe 53 de astfel de freze repartizate câte una pe fiecare localitate. Dar nu trebuie neapărat să fie firma din Călăraș, poate să fie și din București, poate să fie și din altă parte. Da, dacă am fi noi atât de gospodari și fiecare dintre noi am avea o lângă unitatea de pompieri, este foarte bine. Sau lângă primărie, cum ar fi? Cum ar fi? George, știi care e problema? Dacă îmi permiteți. Vă rog. Sunt bune aceste utilaje, într-adevăr sunt necesare niște fonduri fantastice. Eu sunt de acord cu George și din rezerva de stat pentru a preîntâmpina toate problemele vis-a-vis de decese, vis-a-vis de stricarea unor case și așa mai departe, de tot ceea ce se întâmplă colateral acestor evenimente. Și facem o socoteală și vedem ce înseamnă efortul umanitar pe care îl facem pentru a scoate la lumină pe toate localitățile care sunt implicate în aceste evenimente, atunci hai să facem acest lucru. Vedem care sunt cheltuielile pentru aceste utilaje și care sunt cheltuielile pentru evenimentele propriu-zise. Câtă motorină, câtă mâncare, și eu vă spun că, într-adevăr, aceste utilaje nu toate trebuie de mare capacitate, pentru că în interiorul comunei se pot gospodări cu utilaje de mică capacitate, iar, cum a zis și Decebal, celelalte drumuri naționale, județene, trebuiesc administrate de administratori. În cazul drumurilor județene, și tu ești eu sunt de acord cu ceea ce spui tu parțial, pentru că zici se scoate la licitație. Atât când avem un administrator județean al drumurilor noastre și el răspunde absolut de tot ceea ce se întâmplă pe aceste drumuri, este normal ca el să gestioneze aceste drumuri. Putea să liciteze anul trecut? Poftim? A venit vreodată directorul de la drumuri în conferința despre să spună, domnule, asta e situația. Da? Nu, a spus domnul Filipescu la un moment dat că nu sunt dotări. Dar de ce nu sunt dotări? Domnule, dacă v-am zis că nu sunt dotări, pentru că nu avem posibilitatea. Astea, nu vedem unde e curba, unde trebuie pusă perdea de protecție, unde pune paralabezi până să băgăm miliarde în mașinile. Numai puțin, sunt anumite zone unde poți să pui mama paralățăpezilor și mama perdelor forestiere. Acolo se înzăpezește, sunt locuri unde, dacă vreți să mergeți spre Vișinii și vedeți că, nu spre Vișinii, spre Alexandru Dobescu Independența. Există un singur utilaj despre care trebuie să vorbim, freza. Freza. Bun, dar sunt probleme și cu frezele, pentru că noi am avut căderi de zăpadă. Da, sunt căderi de zăpadă de 6-7 metri unde nu mai poți face treabă cu freza. Deci trebuie să adaptăm utilajele pe care le avem la ceea ce se întâmplă în teren. Asta înseamnă că pe lângă o freză la nivel județean trebuie să ai și alte utilaje care să-ți permită să dezăpezești. Ce faci dacă ai o înălțime de 6 metri, cum avem acum, sau de 5 metri, inclusiv cu cupa, dacă vrei să te duci să dai zăpada în lateral, n-ai cum, pentru că nu se poate, iar freza nu-ți merge, că îți merge până la 2 metri și jumătate să-ți arunce, iar atunci trebuie să-ți faci anumite locuri intermediare pentru a depozita zăpada și așa mai departe. Da, aia poate se îngreunează destul de mult avansarea într-un timp al unor utilaje. Astea sunt momentan. Dar eu nu cred că cineva acuză aceste... Ba da, eu le acuz. Aceste fapte, în momentul în care o zăpadă are 6 metri, deja e o stare excepțională. Da. Eu vreau să aduc puțin în discuție acolo, unde drumurile ar fi trebuit să fie deschise și n-au fost deschise datorită incapacității de a face față. Și nu trebuiau nici freze, și revin.
duminică toate utilajele frecau cu lama gheața acolo unde nu era zăpadă și unde era zăpadă nu era nimeni. Uite, ai deci ridicat o problemă vis-a-vis de gheață. Nu poți să mă contrazică. Pe drumul da. Călărași București. Nelu, uite, acum sunt drumurile desfundate. Ar trebui, după părerea mea, ca da. Cei de la... acum ar trebui acționat. Da, acum ar trebui acționat. În Călărași se merge într-un... foarte, foarte rău. Da, foarte rău. Te sucește, te aruncă, poți să faci un accident. Acum trebuie să... intri cu aceste lame și să încerci să nivelezi cât de cât, să ajungi cu lama la suprafața asfaltului. Dar văd că nu se... Decât o zgârie. Domnul Dragul, decât o zgârie. Da, noi vorbim de drumuri naționale, dar de ce nu vorbim de drumuri județene? Că avem reprezentantul Consiliului Județean. Dar ce vrei să răspund la drumurile județene? Ce păi problemă ai rând, tu? Păi în primul rând să-mi spuneți de ce nu dezăpeziți drumul județean 100 la Fundeni. Da. Acolo sunt 200 de case. Da. Cu persoane care nu pot să iasă din casă. La ora actuală, la ora actuală se lucrează pe acest drum. Nu s-a dezăpezit pentru că n-am avut posibilitatea de a ajunge. Noi mergem dintr-un singur sens, nu putem să mergem din ambele sensuri. Iar la ora actuală se lucrează de ieri de la ora 9 și dimineață pe drumurile pe care le discutăm și se va ajunge la final, cred, în cursul zilei de astăzi. Vreau să spun un lucru. Să nu credeți că cineva are cu cineva ceva. S-au făcut, se lucrează în continuu și pot să vă garantez că nimeni de la drumurile județene n-au stat degeabă, cu utilajele pe care le-a avut în dotare completate cu alte utilaje, s-a lucrat în permanență. A fost o singură noapte unde nu s-a lucrat, când a venit acel viscol, a doua oară, că n-avea rost, era munca în zadar. Sunt de acord cu dumneavoastră. Iar a doua zi când s-a oprit viscolul, s-a intrat în... De a doua zi vorbesc eu, de marți. De marți se lucrează. Marți am fost la Fundeni. Ai fost la Fundeni? Pe drumul județean 301. Da. Unde lucrează Dimar, dar are responsabilitate și Consiliul Județean. Are responsabilitate și Consiliul Județean, inclusiv Dimarul are, pentru că el trebuie să lucreze și pe drumurile adiacente. Noi vom avea... El are anumite responsabilități. Am constatat foarte bine, va veni la discuții și noi o să-i arătăm ce a făcut bine, ce n-a făcut bine și poate plăti și penalizări. Cu atât mai bine că a fost o societate care nu are nimic politic, pentru că poate tu aici vrei să ajungi. Nu s-a ținut cont de nimic, dar el și-a făcut treaba corespunzător. Păi tocmai că nu și-a făcut treaba. Deci n-a ajuns pe același drum județean, în Ilfov, în județul Ilfov, era șoseaua uscată. Iar aici la noi în județ, cum a intrat în județul Călăraș, deci cu același stradă zăpadă de 30 de centimetri și în Fundeni, dar Fundeni nu și-a făcut treaba, că în Fundeni a zăpezit primarul. N-a ajunsese după viscolul respectiv. În Plătărești, cu 30 de centimetri de zăpadă, trecuse, luase cred că 20 de centimetri de zăpadă, 10? Mai erau 10 de dedesubt, pe un singur sens, în condițiile în care în partea cealaltă, în Ilfov, era uscat. Fiecare, dacă n-a avut capacitate de lucru, este o problemă. Noi vom avea discuții cu acești oameni, vom vedea cu ce vine la de cont, pentru că dacă el avea mai multe utilaje, ne costa mai mult. Noi am avut și anumiți bani aferente acestor activități. Nu putem să dăm pe dezăpezire cu 200 de utilaje, pentru că atunci a fi cheltuit tot bugetul pe aceste dezăpeziri, că s-a întârziat o zi, nimeni n-a murit și nimeni n-a avut nimic. În cazul în care s-ar fi întâmplat să existe o problemă, o urgență, s-ar fi făcut eforturi suplimentare pentru a rezolva această problemă și s-a terminat asta. Asta nu înseamnă că dacă nu s-a rezolvat azi, ieri, și s-a rezolvat azi, trebuie să le dăm peste cap că nimeni că n-a... Eu aș pune un pic și altfel problema, având în vedere că totul e centralizat până la urma urmei și că banii sunt limitați, probabil că într-adevăr o amânare de o zi pentru un drum nu ar fi chiar așa un capăt de țară și ar fi un subiect atât de grav. Problema este dacă dumneavoastră aveți niște supervisor care să vadă lucrările, pentru că nu este suficient să vină la un decont. Asta ar fi singura problemă esențială pe care cred eu că s-ar impune. Și ieri și alaltă, ieri și astăzi, direcția care este în subordinea mea și are serviciu de care supervizează și activitatea de drumuri, este în teren. Nimic nu se va plăti. Domnul Drăgulin. Dar nu trebuie să spună ție că ești plecat pe la un drum să... Nu, păi eu am fost acolo. Păi eu fi fost acolo, dar poate ei au fost în altă parte. Eu spun că sunt plecați în teren. Să terminăm ideea. Eu eram lângă vol. O clipă, să terminăm ideea. N-are una cu cealaltă. Așa. Da, domnul Drăgulin, vă rog. Deci, vreau să vă spun, inclusiv am în camere de luat vederi în garajele unde se depozitează aceste utilaje.
Deci în permanență noi știm ce fac aceste utilaje. În momentul când au plecat, avem informații și oamenii cu care avem în teren ne... Aveți raportori din teren, clar. Deci asta înseamnă, pot să spun, și economie, pentru că într-adevăr nu se pot plăti niște bani. Vreau să vă spun, în momentul în care aceste utilaje au fost... Nota de plată e destul de mare, din ce am văzut. Problema este următoarea. Nu, la noi sunt niște prețuri rezonabile vis-a-vis de ceilalți. Deci niciun fel de problemă. Vreau să vă spun altceva. Aceste utilaje pe care le contractezi începând de la când începe un tipul de iarnă, că ninge este o problemă și îi plătesc suplimentar vis-a-vis de consumurile de carburanți și de orele de lucru, dar în momentul în care utilajele stau, îi plătești pentru staționare. Este obligatoriu ca acele utilaje care sunt prinse în contract, ele să stea în acele garaje supravegheate cu oameni, pentru că în momentul în care apare ceva, se poate porni la drept. Vreau să spun și eu un lucru. Da, domnul Mușat, vă rog. Și îmi place că există solidaritate, într-un fel, la această masă a discuțiilor. Faptul că ați recunoscut că o zi nu reprezintă mare lucru, domnule, să se intervină acolo unde sunt probleme deosebite, da? Iar eu cred că călăreșenii noștri sunt mulțumiți de faptul că au astăzi pe unde să meargă, chiar dacă mai există un șlau, mai există un 10 cm de zăpadă, ne mai ajută și natura, iar mâine nota de plată este la 50%, pentru că între timp natura și-a mai făcut și ea treaba și am mers și astăzi, am ajuns la servici, nu în cele mai bune condiții, este iarnă, am călcat un pic și prin zăpadă, trebuie să înțelegem și lucrurile astea, să încercăm să facem și un pic de economie pe banii noștri, că sunt ai noștri, ai tuturor, ai călărășenilor. Și nu este un lucru rău ăsta. Ai atâns un subiect extraordinar vis-a-vis de economie. Și lucrul ăsta. Până la urmă, toți recunoaștem că iarna trebuie să mergem și prin zăpadă, că de-aia este iarna. Cum vara mergem prin căldură. Referitor la economie, domnul Drăgulin, în presa centrală a apărut informația că pe acest drum județean 301 există un contract de 10 miliarde. Estimați că se cheltuie 10 miliarde pentru dezăpezire? Da, acolo spune că a fost cu încredințare directă. Încredințare directă. Cu ordonanța 34, aliniatul 120, aliniatul. Articolul 122 spune foarte clar că din motive tehnice, drumul poate fi, este dat în, pentru aceste operațiuni în societății care lucrează pe... N-am contestat legalitatea. Îmi pare bine. Vom vedea dacă aceste 10 miliarde se regăsesc în activitățile pe care ei le-au desfășurat în perioada iernii și vom vedea. Și vom plăti ca atare. Pentru că tot în presa centrală se vorbește și eu sunt de acord cu cei din presa centrală că se fac afaceri cu această dezăpezire. La fel cum o să fie îmbogățiți, cum au fost îmbogățiți de război, la fel sunt îmbogățiți și din zăpezire. Pentru unii zăpada a fost mană cerească. Să nu credeți că lucrurile stau altfel. Problema este că dacă tu crezi că 10 miliarde este o sumă extraordinar de mare pentru dezăpezire, hai să vedem ce se întâmplă pe drumurile naționale și pe autostrăzi. Dar nu vreau să mă uit în curtea celuilalt. Deci, Eu vreau să spun un lucru și anume faptul că în momentul în care vor veni situațiile de lucrări, pe ce anume, vor fi decontate în funcție de ce s-a muncit. Poate face 10 miliarde, poate face 15 miliarde sau poate face 8 miliarde. Ceea ce s-a dezăpezit și ce operațiuni s-a făcut acolo, vor fi contabilizate și vor fi evaluate la contractele pe care noi le-am avut și vor fi plătite ca atare. Deci pe drumul județean 301, să nu credeți că era zăpada de 5 metri sau de 3 metri pe tot. Nu, erau 2 sau 3 puncte, atât au fost. În rest era zăpada de 30 de centimetri. Vola aia trecuse odată la pas. Și asta a fost dezăpezire. Ai văzut-o când ai fost într-o zi, dar au fost două perioade în care au căzut cantități mari de zăpadă. Nu știu dacă au fost trei. Cum o să mă duc să vedem dacă se ia toată zăpada sau dacă asta se topește? Dacă îmi permiteți, subiectul este bine, însă eu cred că trebuie să-l depășim și eu cred că este foarte important să nu ne raportăm numai la un drum. Bineînțeles. Eu acolo am fost, eu de la vorbesc. Nu știu ce s-a întâmplat în altă parte. De actualitate subiectul, dar trebuie depășit. Exact. Avem și altele. Timpul, iată, trece foarte, foarte repede și de aceea eu zic să abordăm un alt subiect. Dacă este... Tot ai vrut să mă dai afară că ți-am demonstrat invitație. Nu, am zis că stai microfonul dacă nu te supui regulamentului intern. O să-i întreb pe domnii politicieni, că toți au ajuns la o înțelegere și acum foarte calm, dar să știți că populația e mai revoltată decât mine și beneficiarii. Dacă dumneavoastră considerați că
pe teritoriul județului Călăraș. Comunitățile, autoritățile au capacitatea organizatorică și tehnologică ca să nu ne mirăm că iarna în câmpia Bărăganului bate vântul și ninge. Tu vrei să spui că dacă avem capacitatea tehnologică de a... Și organizatorică. Ca să nu ne mai mirăm și să nu mai găsim scuze că din punct ninge de vedere... în câmpia Bărăganului și mai și viscolește din când în când. George? Bun, mulțumesc, domnul Nelu. Avem multe lipsuri. După avem am pus punct și am continuat cu multe lipsuri. Da, în acest moment nu suntem chiar pregătiți. Eu sper că următoarea generație de aleși locali să rezolve această problemă, să vadă că, într-adevăr, ceea ce am spus eu este adevărat. Natura a început o ofensivă împotriva noastră, a omului, și trebuie să luăm lucrul ăsta în calcul. Trebuie să ne pregătim și să ripostăm, este clar. Noi suntem cei care am deranjat natura cu ani în urmă, acum ea vine și încearcă să contrabalanceze ceea ce am făcut noi. Și va fi din ce în ce mai aprigă. Și o să vedeți că dacă nu răspundem așa cum trebuie, vom sta nu 3 zile în viscol, vom sta 7, vom sta 10. Va trebui să avem stocuri de alimente, probabil, peste mulți ani de zile, peste 20 de ani. Pentru că asta este evoluția normală a lucrurilor. Dacă ne pregătim și dacă începem din anul ăsta, facem un lucru foarte bun. Dacă nu, și rămânem să vedem dacă nu vom avea astfel de ierni și în anii 2013, 2014 și 2020, atunci vom fi în permanență nepregătiți pentru așa ceva. Cauzele le știm, efectele le știm. După părerea mea, nu numai clasa politică trebuie să se ocupe de acest lucru. Și a atins foarte bine la început. Total de acord. Decebal. Dom'le, trebuie să existe și o educație a societății civile. Da, dar vedeți, mea numai... înainte era dacă nu poți, te ajutăm, dacă nu vrei, te obligăm. Nu, după părerea mea, deci democrația are și avantajele și dezavantajele. Exact. Deocamdată trebuie să existe o simbioză între societatea civilă și partea politică. În perioada următoare trebuie foarte clar, pentru că noi am scăpat poate acum de zăpadă. Eu știu foarte bine că am stat în 2006 la inundații, da, unde noi cu armata munceam de o săptămână zi și noapte, cetățenii se uitau la noi. Domnul Dragnea, ați atins o problemă, dar haideți că chiar este important ceea ce spuneți. Problema este următoare. Mi-aduc aminte că după ce au fost inundațiile, s-au pus în discuție să se iau unele măsuri pentru ca malurile, inclusiv ale Dunării, să fie toate reparate. Nici până la această oră, aceste maruri bani nu au fost alocați. Luăm măsuri, deci teorie ca teoria, dar practica ne omoară. Luăm aceste măsuri și rămânem cu ele sub însertar. De asemenea, vreau să vă spun că măsurile care trebuie luate pentru acest efect al iernii, trebuie luate începând din primăvară. Pe aici, pe acolo, s-au făcut unele activități cu privire la aceste perdele de forestiere. Haideți, dom'le, dăm o lege imediată, cu efect imediat, și atunci, că vrei, că nu vrei, trebuie să dai terenul ăla, ți-l compensez sau îți dau niște bani, nu cum s-au dat în altă parte, tot așa, după ochi frumos, dom'le, se evaluează. Valoarea. Exact. Și atunci mai sunt de vorbă. Și am terminat. Autoritățile trebuie să există arbori care în timp scurt, în 5-6 ani, ajung la o înălțime și o avergură a coroanei, astfel încât să poată opri o parte din vântul ăsta care vine din crivăț, care este foarte periculos în timp de iarnă, mai ales când vine și zăpadă, ca să putem întâmpla. Din punct de vedere organizatoric, să știți că românul este un om inventiv și foarte priceput. Problema este să aibă cu ce și cum. Și cu cine mai? Cu cine? Inundațiile mari care au fost în 2005-2006 au arătat, prin studiile de fezabilitate care s-au făcut ulterior, că avem nevoie de extrem de mulți bani, foarte mulți bani pentru lucrările de consolidare, mai ales ale malului Dunării, și noi avem Dunărea care curge pe porțiune destul de mare. Să devin puțin năutăciu, George. Am desfințat direcția de bunătățiri funciare de la județe și în loc să se ocupe de protecția digurilor,
Pentru că s-a rupt digul la Dunăre, pentru că nu mai păzea nimeni și tot felul de animale au intrat, au făcut galerii, s-a dus, doamne, nu, dar nu, nu, nu să... dacă luăm totuși imediat, trebuia 2006, trebuia să sunt și acționăm. În 2006 mi-aduc aminte că eram împreună la Da, George, la tocmai, din nu mă deranjează. Da, știi că s-au luat și... foarte multe măsuri. Erau bani la Direcția de Îmbunătățiri Funciare la București. Pentru unde această, sunt? Pentru această lucrare nu erau bani în totalitate. Dunărea intră la Bagia, în țară la noi și iese... Știi că există un proiect la nivelul celor de la Giurgiu care coordonează, care răspunde tot malul Dunării și Borcei pentru protecția lui și nici până la această oră nu s-a trecut la aplicarea acestuia. Domnule, pot să vă pun și, și ultima frază și am și plecat. Ne pare bine că stai cu noi. Domnul Drăgurin, ați adus și e valabil și pentru domnul George Mușat. Da, ați adus foarte bine discuție că trebuie să facem. Cine trebuie să facă? Trebuie să facă populația mobilizată de lideri. Atâta vreme și revin, pentru că eram toți emoționați în momentul în care eu am spus despre acest lucru. Da. Atâta vreme cât liderii nu sunt în stare decât să mobilizeze oamenii, să ducă pachete la sinistrați sau neajutorați și nu este în stare ca să mobilizeze populația pentru a se apăra împotriva acestor sunt fenomene, de acord cu tine. Nu vom face nimic. Știi care e problema? Nici îmbunătățiri funciare care trebuie să le facem vara, da? Da, corect. Nici pregătirea pentru inundații, nici pregătirea pentru zăpadă și vom face perdele, am fost pe drumul București-Călăraș, două perdele de protecție sunt chiar lângă asfalt. Ele trebuie puse la 20-30 de metri de asfalt. George s-a ocupat, dacă nu mă înșel, cu prevenirea cu tremurilor și modul în care este pregătită populația pentru... Într-adevăr, într-adevăr, am constatat că pe toate segmentele de vârstă nu suntem pregătiți pentru un astfel de eveniment major, care ne-ar pune probleme deosebite. Ba mai mult, nu mai spun, mai intru în problemele mele profesionale, dar prin modificările care le-au făcut cetățenii noștri prin apartamentele lor, n-au făcut altceva decât să slăbească structura de rezistență a locuințelor în comun, mă refer la blocuri, și atunci nu o să ne întrebăm când va fi un cutremur major de ce avem probleme majore și noi în acest sens. Trebuie să învățăm să ne apărăm. Deocamdată suntem un pic lejeri în lupta cu natura și iată că natura nu ne lasă. Va fi tot timpul din aceste următoare zile, luni, ani în coasta noastră și o să vedeți că o să ne pună suficient de multe probleme. Iar dacă nu ne pregătim, nu vom fi suficient de rapid să răspundem și atunci pierderile vor fi numai și numai din partea noastră. George, aș vrea să închei să terminăm cu dezăpezirea. Bine, dacă nu, eu o să spun un lucru care pe unii poate îi deranjează, faptul că totuși în zonele urbane unde există mult mai multă populație, trebuie să avem mult mai multă grijă și tu ai spus un lucru vis-a-vis că putem să mergem pe zăpadă. Sunt de acord cu acest lucru, dar într-o zăpadă rezonabilă și totuși mașinile care mulți cetățeni au dat mulți bani pe ele și au investit din puținul lor acolo să-și iau o mașină și astea trebuie protejate prin faptul că drumurile trebuie curățate. Da? Și mai ales când ai un timp ca așa cum este acum, acum trebuie să, dacă mâine dimineață începe iar viscul, nu am făcut nimic. Până absurd, dar să sperăm că... Și să nu lăsăm totuși natura să vină să ne rezolve probleme care, exact cum a punctat, da, a plecat Nelu, ar trebui să ne le rezolvăm. Și sunt de acord cu ce a spus și cu Decebal în anumite momente. Dar trebuie să le prioritizăm. Așa este. Păi, haideți să schimbăm un pic subiectul, pentru că m-am săturat de atâta zăpadă. Cred că ne ia iarăși cu frigul. Mi-e place zăpada. Da, este, într-adevăr. E o perioadă bună pentru schi, pentru dat cu săniuța. Chiar elevii ați văzut că au beneficiat de câteva zile cu această ocazie. Decebal, ce propui? Îmi spuneai că vrei să mai discuți păi de ceva. Păi eu aș fi vrut să discut despre votul dat asupra bugetului municipiului Călăraș, pentru că este important, zic eu. Acolo, acum o să supăr pe domnul Drăgulin, dar asta e, mi-asum riscul. Nu mă super, pentru USL-ul de la municipiul Călăraș a fost part, s-au văzut problemele din interiorul acestei coaliții. Vreau? Se văd și care sunt problemele? Se văd și unii consilieri au părăsit sala, da, inclusiv din PNL, alții au rămas. Da. Acolo și-au votat bugetul. Da.
Se văd și deficiențele de la USL-ul județului Călăraș, unde sunt neînțelegeri mari între Oana Mizil și Răducu Filipescu. Ce bine vă pare vouă? Nu ne pare, eu constat, e o constatare. Da. Deci Oana Mizil a spus că nu o să-și dea afară pe cei doi consilieri care au votat bugetul. Este problema lor, da. Deci este o ofensă, este o ofensă directă asupra dumneavoastră. Nu este o ofensă, vreau să spun un lucru. Da. Bine, tu iei ziaristic sau... Nu, deci dacă, nu, a, dacă nu v-a susținut hai să vă și spun... a fost cu ceilalți... Da. Înseamnă că este împotriva dumneavoastră. E problema lor. Eu aș vrea să avem un dialog, da. Pentru că dacă vorbiți unul peste altul... Eu consider că nu vă susține la primăria Călărași. Eu așa am tras concluzia. În primul rând, este o singură persoană și nu cred că i-a afirmat oficial aceste fraze și vom verifica aceste lucruri. Nu, nu, nu a afirmat. Este concluzia trasă de mine în urma declarațiilor ei și acțiunilor ei. Bun. Momentan văd că cei de la PSD au avut ședință de birou la municipiu. Cei de la municipiu. Bun. Și, da, și i-au retras sprijinul politic doamnei Filimon. Sunt câteva probleme pe care vreau să le ridic. Cred că nu te deranjează, da? Chiar vorbeam înainte de această întâlnire cu George Elf, de faptul că anul trecut chiar am purtat discuții, ții minte, George, vis-a-vis de buget și am convenit cu anumite amendamente pe care trebuia să le facem în buget. George mi-a răspuns și eu am înțeles. Asta este poate și optica partidului sau modul în care se merge, prin faptul că era într-un timp foarte scurt. După părerea mea, elaborarea unui buget care începe odată cu 1 ianuarie și trebuie respectată în concordanță cu legile din domeniu, cu 393, cu 373, da? Legile care stau la baza întocmirii unui buget, acest buget putea fără niciun fel de problemă să treacă, dacă se respectau toate termenele și legea în esența ei. Noi nu că nu suntem de acord cu bugetul, cu modul în care, prin presiune, este supus aprobării, nu dezbaterii. Eu l-am întrebat pe George, dacă el ar fi de acord, și te întreb și pe tine, dacă avea o calitate de a elibera unele autorizații și în opisul care solicită anumite documente, eu ți-aș aduce decât buletinul de identitate și celelalte documente care stau la baza aprobării pe care tu trebuie să mi-o dai, mi-ai da aprobarea respectivă. Sunt convins că nu. Și o fac la fel. Și bugetul tot la fel este, pentru că atâta timp cât tu nu-mi dai mie posibilitatea să mă documentez pe capitole, subcapitole, articole detaliate pentru venituri și cheltuieli, și întregi decât bunuri și servicii sau cheltuieli de capital, îmi rezerv dreptul să constat că dumneata, în primul rând, nu respecti legea care spune foarte clar ce trebuie să-mi oferi mie în calitate de consilier pentru a lua în dezbatere, și sunt convins că te-ai uitat pe Facebook aseară sau ieri, pe timp de zi sau azi dimineață, și ai văzut că deja lumea s-a sesizat, inclusiv cu lucrarea de la Clinica de Câini, în care se spune foarte clar, domnule, cum s-au cheltuit 14 miliarde și acum mai veniți cu încă 7 miliarde. Noi asta am solicitat, domnule, să ni se prezinte una. În primul rând, cheltuielile pe trimestru 4, și care trebuiau date până în luna, inclusiv în decembrie, cu respectarea legii finanțelor. 2. Dați-ne detaliat bugetul ca să putem să-l evaluăm. Da? A treia, dați-ne solicitările care stau la baza întocmirii valorice acestui buget și nu ni s-a dat nimic. Și merg mai departe. Cei care au votat și au ales drumul lor, nu mă deranjează, fiecare are opțiunea, pentru că nu poți să-l oblig. Noi suntem un partid liberal și fiecare, la un moment dat, și dacă nu e liberal, orice om, orice cetățean, dacă consideră că nu mai se regăsește și vrea să facă un anumit lucru, îl face. Nu este o voință unilaterală. A făcut-o, asta este. Noi am dezbătut poziția lor, s-a votat și nu i-a obligat nimeni, în unanimitate și în vot secret, retragerea sprijinului politic prin excluderea din partid și am terminat. Dar eu nici acum și nu voi fi niciodată de acord, și când o să fiu primar, nu o să fac așa ceva, ca bugetul să nu fie discutat în ansamblul lui și foarte transparent.
Ți se pare corect? Ați părăsit sala. Am părăsit sala. Nu am vrut să fim părtași la un simulacru de buget. Foarte clar. Asta este, a fost aveți amendamente. Nu. Așa ne-a spus. Aveți amendamente, aveți cunoștință despre buget. Deci atâta timp cât noi am încercat să purtăm discuții. Este opțiunea noastră, mai puțin, este opțiunea noastră și nu o discutăm. Nu mă obligi tu pe mine ce să fac la anumite condiții. Am considerat că așa este normal și așa am făcut. Atâta timp cât dumneata nu vrei să stai de vorbă cu mine, când nu vrei să purtăm un dialog, când jignești ca la ușa cortului, bijărește. Deci am înțeles că ați avut oarece discuții, ați încercat pentru că așa să aveți se poartă, câteva... Așa se poartă. Normal că ce să stai de vorbă cu un om de calibrul ăsta? Nu, dar nu mai înțeleg care este poziția exactă, a USL-ului. Da? În ceea ce privește acest buget. Ieri pe postul Antena 1, Virgil Dumbravă făcea următorul comentariu. Cred că s-a încurcat. Bugetul este foarte bine structurat, nu suntem de acord cu sumele din buget. Dar s-a referit poate la... Dumneavoastră spuneți că domnule, simulacru de buget. Da, aveți o poziție concretă? Atât și... adică noi la ora actuală. Scuze-mă, George. Și mai am o problemă. Da. Am bugetul chiar aici în față. Da. Și mă uit și nu găsesc cele 7 miliarde de care vorbiți pentru clinica veterinară. 700 de... 700, uite-te la... Aici este. Nu, uite-te. Sunt 700 de pentru plata restantă. Uite-te, canalizare, te rog, uite-te ala la... Puteați să-l amendați bugetul. Vreau să vă spun puteați un lucru. Amendați. Atâta timp nu stai de vorbă, ce să amendezi? Ce să amendezi? Înseamnă că parcă n-ai ști cine este primarul Dragu. Dar este punctul nostru de vedere. Noi ne-am înaintat documentele necesare pentru a contesta acest buget din punct de vedere al modalității în care a fost aprobat. Vom vedea dacă prefectura dă dovadă de obiectivism în această problemă și dacă nu dă dovadă, este problema lor. Noi încă o dată afirmăm, sunt multe sume la ora actuală trecută în buget. George, uite-te mai bine că sunt acolo. Sunt scrise în stil... Nu are prefectura cu sumele. Mie mi se pare altceva important, că acest buget 2012 al municipiului Călăraș este unul de austeritate, dar care rezolvă probleme importante. Învățământul și școala, sănătatea, continuarea investițiilor începute, salubrizarea orașului și nu în ultimul rând problemele legate de suflet. Și mă refer la finanțările care sunt mici la linia de plutire pentru lăcașele de cult. Dar 14 miliarde sau 14 asta. Miliarde, dar uitați-vă ce înseamnă aceste 14 miliarde. Reabilitări, refaceri de clopotnițe. Nu pot să las sunt acolo ca într-o aglomerație urbană unde vin sute de oameni să lasă le cadă în cap tencuiala sau clopotnița să se prăbușească pe legea sau să îi plouă în timpul slujbei pe enoriași. Nu ne bătem joc de ei. Trebuie să avem și eu sunt credincios, sunt ortodox, sunt un bun creștin și vreau de, să... De elevii de la liceul Știrbei, anul trecut... Învățământul și școala am pus-o pe primul loc și avem 40 de miliarde, 40 de milioane 796 de milioane de lei pentru învățământ. Ce înseamnă pentru învățământ? Pentru toate școlile din municipiu. Nu, te rog frumos. Tomai, vreau să îmi spui ce reprezintă 40 de miliarde. 40 de milioane. Ce 40 de milioane. Ce reprezintă? Te rog frumos, spune-mi. Dacă tu te uiți în bugetul ăsta și poți să-mi explici, ce înseamnă 40 de milioane? Păi m-am uitat pe fiecare școală în parte cam ce vrea să facă. Unele fac extindere, altele fac reabilitare. Unde? Tu uiți că la toate școlile în bugetul pe care l-a prezentat în Consiliu scrie bunuri și servicii și cheltuieli de capital, decât la maxim 10% din unele unități scrie ce reprezintă? Poate tu ai un alt buget pe care l-a dat prefecturii. Nu, eu l-am pe ăsta care este aprobat și care a aflat... Nu, pe ăsta nu este cel care a fost în discuție, George. El acum, după ce noi am solicitat că nu este cum trebuie, cred că a modificat. Eu nu știu pe ăsta care este aprobat. Nu, este cel care l-a fost în ședință și care a fost aprobat. Eu îți spun că nu este, ți-aduc toate documentele. Atât adică nu scrie ce se întâmplă. Deci vreau să spun un lucru. N-avem nimic și nu o să avem nimic cu învățământ. Țin minte că anul trecut chiar am discutat pentru a să dea bani pentru liceul Eminescu, pentru liceul Știrbei,
pentru că se ploua și atunci, dacă... Structurat pe capitolul învățământ avem cheltuieli de personal, cheltuieli de personal cu sentințele civile. Sunt de acord. A fost prins fără nicio... George, eu știți că am mai intervenit acum câțiva ani de zile, când eram consilier și spuneam, bani pentru aceste sentințe civile, pentru că nu știu când se vor câștiga. Încă o dată vreau să revin. Noi nu avem nimic... Bunuri și servicii, da? Care proiecte... Sunt proiecte. Care sunt alea? Aici v-am spus proiecte în general, dar sunt proiecte pe fiecare, George, grădiniță. Da? Spre exemplu, proiect Centru Comunitar Oborul Nou. Nu, uite-te la școală, unitatea de învățământ. M-am uitat spun și că la toate la unitățile școli de învățământ, în proiectul supus dezbaterii, nu era trecut nimic. Vedeți, poate că era bine ca... Avem aici și studii de fezabilitate și proiect tehnic. Bun, de ce mai faceți studii de fezabilitate? Dăm voie să spun ceva. Când ne lăudăm că avem o magazie plină de studii de fezabilitate, pe care după ce le aprobăm, nu le punem în practică. Bun, e vorba de un studiu de fezabilitate. Bun. La o grădiniță. Are și proiect tehnic, să și pune în practică. Sunt anul curios, ăsta. Sunt curios. Anul ăsta, da, și de ce? Pentru că există un an în care este electoral și în care cheltuielile trebuie să făcute cât mai repede. Pe mine nu mă deranjează că s-a votat acest buget, pe mine mă deranjează modul în care s-a votat și sumele pe care sunt repartizate în acest buget. În loc să ne deci punem pentru deratizare și țânțari 700 de milioane vechi, de ce 700? Să le dăm cu credințare directă. Avem la toate școlile împărțite sume care, prin care nu se respectă ordonanța 34 cu privire la licitații și avem reparații săl de clasă, după aceea pus parchet, schimbat uși. Lasă-mă să-mi termin ideea. Deci în loc să o cumulăm, să facem o licitație în care, în primul rând, valoarea îi se dă și prin termen de garanție, termen de execuție, facem reparații care la anul le reparăm tot pe acelea. Știți câți bani s-au alocat pentru borduri anul acesta sau pentru reparat trotuare? 7 miliarde. Se pare că e o sumă mare. Când facem numai reparații, nu suntem în stare să reparăm la ora actuală nici un trotuar de la A la Z, să spunem, o investiție. De ce oare? Prindem anul trecut, că tocmai de aceea nu ni s-a dat execuția bugetară. Nu suntem de acord și mi-aduc aminte foarte clar faptul că nu trebuie să prindem un proiect pentru strada Ile Caragiale și până la urmă este plătit SF, mi se pare SF-uri. Hai să fim serioși. Asta e problema. Despre țânțari, 700 de milioane, spuneți că au fost special ca să fie dat de radizare, da, directă. Da. Dar poate există și o motivație, având în vedere că au fost niște temperaturi de minus 25 de grade, în care cu siguranță niciun ou de țânțar n-a mai trecut, n-a mai rezistat sub această temperatură, și dacă nu avem nici inundații în primăvara asta, poate că 700 Iurie, de milioane sunt suficiente pentru... Să cred că e subiectiv aici și să... Nu, nu vreau să fiu subiectiv, vreau să fiu doar realist. Bun, câte zăpadă este? Gândiți-vă câte... 700 de milioane pentru deratizare. Probabil, e dacă posibil să ajungă. Asta este interesul vedem, pentru cetățean. Vedem, dacă nu vor ajunge, dacă nu vor ajunge, probabil că vom rectifica această sumă în a doua parte a anului. Dacă mai rectific cu încă 700 sau cu 300 de milioane, mergem mi se mai pare departe. Un capăt de țară. Mergem mai departe. De ce oare nu vrem să terminăm așa cum spune legea bugetului de stat, legea 293, articolul 6, alineatul B, faptul că lucrările începute trebuie să finalizate și după obligatoriu și după aceea să începem altele noi. De ce oare? De ce oare trebuie să începem 20.000 de lucrări? Domnul și câte lucrări au fost cu creditare directă anul trecut? Peste 100, ți se pare corect? Unde este transparența în cheltuirea banilor publici? De ce oare trebuie să cheltui 14 miliarde și cu încă 17 miliarde în 21? Lasă-mă să termin, te rog frumos. Păi dumneavoastră nu mai terminați niciodată. De ce n-ați stat în sală să votați și să votați amendamente? Atâta nu mi-ați explicat niciodată. Bă, ți-a zis, atâta timp cât nu a existat niciodată posibilitatea de discuție în prealabil. Pentru că George știe foarte bine că și anul trecut s-a discutat în prealabil cu primarul. Nu trebuie să justific ție. Eu spun care a fost poziția. Trebuie să vă justificați în fața cetățenilor. M-am justificat. O să vă aduc o acuză foarte gravă. Și asta e opinia mea. Da, ai venit aici să-mi aduci acuze? Evident. De ce să nu acuz? Nu pot neapărat pe dumneavoastră. Și pe dumneavoastră, dar și întreg USL-ul. Vrei să spun ceva? De ce, Balu? Eu n-am venit aici să mă cer cu tine, pentru că nu-mi stă în caracter. Ba da, trebuie vreau să spun că în fața cetățenilor că ați vrut să lăsați orașul fără buget.
Ești convins asta, de lucrul ăsta? Sunt convins de lucrul ăsta și o să vă argumentez de ce. De ce? Lăsați-mă să vă argumentez. Bun, atunci aș dori argumente fără atitudini războinice, că ascultătorii noștri nu cred că e avantajat. Păi da, tocmai... Domnul Drăgulin critică bugetul, că acolo sunt sume mari, că s-au dat cu încredințări directe. Da, și asta e punctul meu de vedere, da? Corect, sunt de acord cu asta. Și care este, dacă asta este atitudinea pe care noi am luat-o și ca atare, noi vom fi categorizați sau criticați sau luați în analiză de societatea civilă. Dacă noi am greșit, vom vedea. Criticați bugetul, dar ați părăsit sala la votarea. Dar care este problema? Când aveați majoritate. Dar care este problema? Păi problema este că n-ați vrut să dați un buget municipiului. Și o să vă spun de ce. Asta e regiversat, s-a amânat. Ați vrut să amânați. Dom'le, să amânăm că nu s-a publicat pe site. Ați părăsit sala, cu toate eu că aveați majoritate. Eu știu că tu ești un om legal. Mă lăsați să-mi duc ideea până la capăt. Consilierii PSD au fost de acord, au căzut de acord. Primarul Dragu spune că a căzut de acord cu toți consilierii. Ai tu dovezi? Cu amendamente. Și totuși nu ați stat. Deci toate astea mă duc la concluzia și la ideea că nu ați vrut să dați un buget. Și vă spun și mai departe și de ce. Exact o săptămână înainte, domnul Filipescu, dar chiar și dumneavoastră, l-a acuzat pe domnul primar Dragu că vrea să facă un buget pentru cheltuieli electorale. O să bage toți banii în campanie electorală. Și ce v-ați gândit? Haideți să nu-i dăm buget, să nu poată să cheltuie. Asta, nu mă înșel deloc. Puteați să rămâneți în sală. Puteați să faceți orice amendament doreați. Aveați puterea. Aveți majoritatea. Nu ați făcut-o. Dacă ați refuzat și ați părăsit sala, pentru mine e limpede că nu ați vrut să dați un buget. Și eu mi-aș fi dorit ca această ședință de Consiliu Local să dureze 3 ore, 5 ore, 7 ore. Bun, dar la sfârșitul, ei, da. Primăria municipiului Călărași să aibă un buget. Bun, prost trebuie să-l aibă. Vreau să doare atât de mult. Nu, bun sau prost. Un buget bine structurat, cu de austeritate, că am înțeles că sumele nu poate să fie atât de mari și cât ne trebuie, și iată avem un exemplu concret, dezinsecția. Nu numai dezinsecția, sunt și blocurile. Și altele, da, nu numai dezinsecția, am dat un simplu exemplu, dar iată că trebuia să sunt avem supraevaluate. Trebuia să avem bani pentru dezăpezire. Trebuia să avem bani pentru plata asistenților sociali, trebuia să avem bani pentru plata profesorilor, trebuia să le avem pe toate. Nici n-a spus, acum aud și eu, după ce bugetul a fost aprobat, l-aud pe domnul consilier Dumbravă, că domne, nu vroiam decât o săptămână să amânăm, pentru că vroiam altfel să gândim, să ducem banii. Nu, s-a cerut o lună amânare. Până la urmă, colegul meu, mă refer colegul meu, să aibă răbdare ca să se răspundă punctual la... George, până la urmă am înțeles de la el. De la el n-am înțeles foarte multe. E bine că este astăzi aproape de mine aici și poate îmi explici și alte lucruri. Este bine structurat bugetul, dar sumele nu sunt bune. Acum, eu sunt donatorul principal de credit, primarul respectiv. Dom'le, vrei să-mi iei banii și să-i pui tu unde vrei cu mânuța ta? O să faci lucrul ăsta când o să ajungi ordonator principal de credite. Până atunci am niște cereri, am niște... Care erau alea? Că noi le-am solicitat. Am niște obiective în continuare la care trebuie să aloc sume pentru finalizare. Ăștia sunt banii. Bun. Vă iau părere atunci, le-au prima dată pe Decebal. Decebal, tu aduni niște acuze nefondate. În primul rând, din auzite, tu vorbești foarte multe și m-am săturat de chestii. Ce din auzite? Păi adun documente prin care tu spui că s-a adus amendamente și... Ați declarat în conferința de presă. Dumneavoastră ați declarat în conferința de presă. Ascultă-te, lasă-mă să-mi termin ideea, parcă așa a fost înțelegea. Că s-au discutat și a venit cu amendamente la primar și primarul a fost de acord. Nu este adevărat. Tocmai eu am spus mai devreme că s-a încercat discuția cu primarul și primarul n-a fost de acord. Una, a doua, faptul că noi n-am vrut să dăm un buget este o acuză pe care te rog să-ți o retragi, pentru că nu a fost vorba de așa ceva, că nu suntem conștienți de ceea ce se întâmplă cu bugetul. Și vreau să fac o paranteză. Era atât de înverșunat când bugetul Consiliului de Țean, Chipule, n-a fost aprobat și citit pe articole, sub articole și așa mai departe, da? Și erai foarte contrariat. Și dar bugetul Consiliului de Țară avea în spate unele investiții și unele cheltuieli care trebuiau făcute imediat pentru banii europeni. Și atunci nu te-ai interesat. Îți dai seama ce... Eu am acuzat conflictul de interese, instanța. No, există un conflict de interese și în cadrul Consiliului Local, pentru că toți consilierii sunt membri în consiliile de administrație ale școlilor.
Adresați-vă instanții. Păi, Toma, exact cum am făcut și eu la Consiliul Județean. Așa că te rog să nu spui tu mie ce trebuie să fac, că sunt în cunoștință de cauză. Ți-am zis, dacă ai fi obiectiv, așa cum erai odată, era ok. Acum ești foarte subiectiv, ai foarte mult venit și nu vreau să discut cu tine chestiile astea. Dacă noi am plecat din sala așa am considerat și mi se pare corect să avem o atitudine foarte clară asupra abuzurilor pe care le face primarul cu primăria și cu modul în care se cheltuiesc banii. Da? Este foarte clar. Nu poți să faci niște lucrări sau nu poți să propui niște lucrări supraevaluate. Avem și noi specialiștii noștri, avem și noi oameni, tehnicienii noștri, ingineri, care știu ce înseamnă să faci o supraveghere video cu 700 de milioane la o unitate de învățământ, fie ea grădiniță, 700 de milioane. Fie că vrei să faci servisuri cu 3 miliarde la 20 de calculatoare, te rog frumos, dacă tu vrei, votează-l. Protestul trebuia să fie prin amendarea bugetului. Nu, fac ceea ce consider eu, te rog frumos. Dacă dumneavoastră ați vrut să lăsați municipiul fără buget, trebuia să vă asumați răspunderea. Protestul era amendarea bugetului. Hai să se termină. Nu lăsarea municipiului fără buget. Te rog frumos, am spus foarte clar care este punctul nostru de vedere. Și ăsta e punctul meu de vedere, îl susțin în continuare. Am înțeles că acest subiect este încheiat. Ne apropiem și de finalul emisiunii, pentru că până la urma urmei contrazicerile acestea, iată, fiecare partid, fiecare alianță are dreptul să-și aleagă singură calea și, bineînțeles, cei care votează și care ne ascultă vor avea posibilitatea. De fapt, fiecare partid, fiecare structură politică și alianță are aspirațiile și tendințele lor de a ajunge undeva. Exact, și au și strategia lor. Mi-ar fi plăcut și cu plecarea noastră, că toți cei care au fost în sală, dacă tot l-au analizat și erau conștienți de faptul că există un buget, există la pavaje și spații verzi, pe articole, o sumă, iar cumulatul de altă sumă cu o diferență de aproximativ 4 miliarde 280 de milioane. Cu părere de rău, bugetul a fost votat la foc automat și pe articole și pe subarticole și pe ce vrem noi, cu mâna ridicată sus. Și am să-ți arăt după ce trebuie în emisiune acest lucru. Asta înseamnă votarea unui buget fără responsabilitate. Și cu asta închei, vom demonstra sau se va demonstra că cei care au votat au și anumite interese. Și vom vedea acest lucru. Vă mulțumesc. Acestea fiind spuse, mai are cineva un cuvânt de spus acum pe încheierea emisiunii? Da, numai tot referitor la buget. Domnul Drăguni, trebuie să stați în sală, să votați bugetul, să-l amendați, nu să-l criticați. Bun, revenim iar la aceleași discuții. Îmi pare foarte rău. S-au discutat. Credeam că i-am epuizat acest subiect și începeam alt subiect. În această formulă, probabil că va mai fi nevoie de o altă emisiune în care să dezbatem și alte teme. Dacă sunteți de acord cu mine, nu? Da, chiar mi-am interesat. Domnul Mușat, vă rog, dumneavoastră ați vorbit atât de mult încât cred că ascultătorii noștri... Să mai alocăm în timpul acestei emisiuni spațiu și pentru alte teme. Era important să vedem de investițiile din Călărași, să le discutăm, să le analizăm, să vedem care mai... Surse atrase. Da. Păi, vă rog, tocmai de asta am și spus am că avea, timpul e foarte scurt și nu putem să batem emisiunea pe un subiect. Vă rog. Păi haideți să vorbim atunci puțin de programul ăsta național de dezvoltare a infrastructurii. Avem două secțiuni importante. Secțiunea de drumuri la care municipiul Călărași are 17 milioane de lei, cu străzile caragiale, varianta nord, Pescăruși, Barbu de la Vrancea și străzile din cartierul Tineretului. George, importante din punctul meu de vedere. Sunt străzi care vor fi reabilitate în întregime. De anul trecut se promite acest lucru că vor fi reabilitate și că vor fi bani finanțați. Până acum, pe această acță, nu s-au dat niciun ban. Dacă numai din punct de vedere al promisiunilor discutăm, putem să discutăm că putem să aducem bani peste 200 de miliarde avem în Călărași. Avem studii de fezabilitate, avem avizul tehnico-economic. Eu zic că va și demara această... Eu știu că au fost promisiuni ca proiectul acesta să fie în discuție începând de anul trecut. Știți foarte bine că județul Călărași a fost respins de la acest proiect. Tot județul. Nu-i vorba. Nici vorba de așa ceva. Bine, atunci nu s-au alocat bani pentru județul Călărași. M-aș bucura.
M-aș bucura, sincer, pentru că și noi, fiecare stăm în Călăraș și vrem să circulăm pe drumuri și pe trotuare. M-aș bucura că aceste străzi să fie făcute. Deci, haideți să vă spun mai multe lucruri. Anul trecut, în cursul anului trecut, împreună cu toți primarii, dar rețineți, toți primarii, indiferent de culoarea lor politică, am fost la Ministerul Dezvoltării și împreună cu ei, probabil că v-a povestit cei care sunt ai PNL-ului, primarii PNL-ului, la fel și ai PSD-ului, și am stat de dimineață și până seara în zilele programate județului Călăraș și am reușit să iau avizul tehnico-economic inclusiv pentru primăriile care nu erau ale mele, practic. Dar am făcut lucrul acesta. Probabil bine, că da. Ei v-au spus, n-am plecat până când ultimul primar, indiferent de culoarea lui politică, nu a părăsit incinta cu avizul în mână, n-a părăsit incinta. Asta e un pas, dar până Ministerului la bani... Dezvoltării. Până la bani, George. Deci, haideți să vorbim de asta totuși, că vor veni și banii în acest an. Am vorbit de această primă structură a lor, de secțiunea drumuri. Mai există o secțiune, cea cu canalizarea, și atunci aici avem pentru Călăraș în valoare de 6 lucrări, în valoare de 6 milioane de euro. Și avem în cartierul Ceremac străzile adiacente lui Caragiale care trebuie să se branșeze în această canalizare care deja este. Și ce mi-a fi plăcut, George, rezolvată în acest moment? Asta e, da, zi, strada Bobâlna și cartierul Măgureni în totalitatea lui. Sunt lucruri importante, sunt lucruri care se vor realiza pentru... Mi-ar place să se realizeze anul acesta. Bine, poate și prin faptul că fiind un an electoral și stând așa cum stând din punct de vedere al procentelor, s-ar putea să investească mai mult. Foarte bine, măcar să avem bani. Pe mine m-ar interesa următoarele lucruri, că ar putea să fi spus, sau o să spunem noi o problemă, faptul că la ora actuală avem investiții de 30 de milioane de euro în municipiul Călăraș pe apă curentă și apă menajeră, în care știți foarte bine că se lucrează inclusiv la stații de epurare, la laboratorul și... Da, este programul post-mediu, post-mediu, într-adevăr, da. Este vorba de extindere și de reabilitare stației de pretratare, stației de tratare și așa mai de departe. Epurare și rețeaua de canalizare și alimentare cu apă. Ar fi trebuit să dar nu 30 de milioane, 50 de nu, milioane. Nu, 30 de milioane de euro. E pe Călăraș. Pe Călăraș, atât. Exact. Da? De asemenea, ar fi trebuit să spunem de faptul că... Și îmi pare rău că aici în buget și al meu camite de buget nu este prins pentru continuarea lucrărilor la puțurile de pentru apă surse alternative. Păi nu, stai să vă spun care e situația cu puțurile forate și canalizare în zona nord a orașului. Și cel mai important este o lucrare finanțată de Compania Națională de Investiții. În acest moment este finalizată, ceea ce mai este de făcut un branșament electric care este prins în buget. Deci acest branșament electric, ultima lucrare finalizată, este prinsă în bugetul 2020. Și cu părere de rău, și am spus-o și în conferință și unii dintre noi care erau acolo s-au deranjat, este faptul că fonduri europene nu or să mai fie până în 2014. Am avut posibilitatea accesării de fonduri europene și văd că nimeni, într-adevăr, este o problemă majoră din punctul meu de vedere, să nu te intereseze ca edil sau ca primărie faptul că există 631 de milioane de euro în regiunea 3 Sud-Muntenia pe diferite axe pe POR și nu am accesat. Știți câți bani s-au accesat? Bani nerambursabili. Pe Călăraș 0,04%, 250.000 de euro, bani care se dau și pentru o societate sau o micro-întreprindere cu 9 angajați. Nu este posibil. Faceți referire la extinderea centrului de zi a persoanelor cu handicap. Atât. Asta este care este făcut de... Este cu finanțare nerambursabilă, este peste 250.000 de euro. 250.000 de euro, atât este prins. Într-adevăr, este această lucrare. Am avut, deci erau investiții în reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere, sociale, educaționale, unde se puteau câștiga. Vreau să vă spun că pe un singur proiect, Târgoviște, pe axa 1, a câștigat un proiect a cărui valoare este cât bugetul Călărașului pe care le certăm noi astăzi. De ce n-a existat interes în acest domeniu, domnul? Preocuparea a fost. Nu e adevărat. A fost decât s-a încercat în două rânduri, s-a depus un proiect și datorită întocmirii defectoase acestui proiect a fost respins,
La celălalt a fost întocmită documentația, dar nu s-a depus, iar pe Doaxe nu s-au dat, nici măcar nu i-a interesat acest lucru. Nu este păcat să treacă banii pe lângă noi, atâția bani, și noi să nu fim în stare să accesăm pentru Călăraș, atât pentru infrastructura rutieră, când spun asta mă gândesc și la trotuare și la șosele. Când mă gândesc la educaționale, mă gândesc la școli care puteau fi amenajate și aranjate după ultimile tehnici. Asta de ce nu le discutăm? Vorbiți de trotuare și de șosele. Vă spun eu că în această toamnă ne vom plimba împreună cu siguranță pe varianta nord, pe noua variantă nord, reabilitată și restructurată. O să-i iau bunicii, să-i plimb pe varianta nord. Pe strada Caragiale, care are probleme, și pe strada cartierul Tineretului. Să dea Dumnezeu să ne plimbăm pe varianta nord. Dar eu revin la ceea ce mă interesează pe mine. De ce nu s-au accesat fonduri, domnule? De ce s-au cheltuit bani pe proiecte? Numai puțin, de ce s-au cheltuit bani pe proiecte SF-uri atât de mulți? Erați chiar consilier municipal când s-a pus și s-a aprobat, dacă nu mă înșel, SF-ul sau PT-ul pentru pistă de biciclete. S-a finanțat, s-a cheltuit banii pe el și s-a băgat la spate că nu s-a mai făcut investiția. Haideți, domnule. Da, proiectele astea le avem, sunt ale noastre, sunt în activa primarie. Și ce facem cu ele? Le putem scoate în orice moment și le putem pune în execuție. Au fost 4 axe, de ce nu le-am folosit? Le putem pune în execuție, nu trebuie să facem. E bine, am trecut o etapă. Eu sunt convins că toate proiectele acelea, toate studiile de fezabilitate se vor materializa. Și ce spune legea? În funcție și de ce bani avem și de ce buget. Nu, George, ce spune legea? Tu știi foarte bine că ai lucrat acolo și ai fost unul din... Și mi-aduc aminte cu... De fapt, relația noastră nu este, că acum discutăm contradictoriu. Între noi este o relație de altă natură și știm foarte bine. Problema este că nu ai voie să faci o cheltuială dacă nu-i dai utilitate. De ce vorbim? Tocmai asta este problema. Facem SF-uri pentru ce? Ca să cheltuim banii contribuabilului pentru ce? Haideți să fim serioși. Vreau să mai discutăm despre ceva. Atenție, eu trebuie să-mi fac datoria. Mai avem 15 minute în această emisiune și dacă mai aveți subiecte pe urmă, să aveți timp să le vreau și... Vreau să mai discutăm de ceva. Da, ați văzut, noi călărășenii ne trimitem copiii la școală la București. Da. Poate că ar fi timpul să ne gândim și noi mai intens să-i ținem acasă lângă noi, pentru că odată formați și ajuns la București, ați văzut că ei nu se mai întorc. Un cadru adecvat pentru copii. Să creăm un cadru adecvat, dar să creăm totodată și condiții de a învăța. Și mă gândeam la un campus universitar și acest campus, cred eu că trebuie făcut tot ce ne stă în putință la nivelul autorităților locale și să aducem această unitate militară, să-i dăm... Mi-ai deschis cutia Pandore. Să-i dăm această utilitate, exact. Că vă spun eu că acolo se pot face lucruri mari pentru Călăraș. Întâmplarea face că... Acum vă mai spun ceva. Da. Probabil că la momentul ăsta nu știți, dar pentru acest campus universitar, 5 parlamentari de Călăraș au inițiat un proiect. 5? Sunt de Călăraș toți? Da, sunt de Călăraș. Nu, doi din ei nu sunt din Călăraș, într-adevăr, doi din ei, dar 3 sunt călărășenii noștri. Nu, 4 sunt călărășenii noștri. Unul nu este din Călăraș. Și acest campus universitar va intra în posesia administrației publice locale, sper eu, în scurt timp. Asta este un prim pas extraordinar. Vă spun ceva, trebuie să ne ținem. Viitorul nostru al țării, al călărășenilor, sunt copiii ăștia care vin din urma noastră. Ori dacă noi de ei nu avem grijă, suntem morți. O problemă extraordinar suntem importantă. Morți, fără ei nu putem să facem, nu putem să mergem mai departe. Păi să le oferim condiții de învățat, da, și pe urmă locuri de muncă. Și, asta trebuie să le oferim. În afară de asta, un loc de a-și petrece timpul cât mai util, cât mai practic și în scopuri bine venite, nu în... Un singur loc, mai greu să găsim un loc, dar locuri. Păi și haide să ne gândim ce putem să le oferim. Avem acum sala polivalentă, săl de sport, în primul rând, pentru că acești copii trebuie să facă sport. Pe vremea noastră nu exista copil să nu facă sport. Hai să ne gândim, poate, eu știu, și eu poate prindeți și voi în programul de campanie, un parc adevărat pe care, cu părere de rău, într-un fel s-a distrus, într-un fel nu este îngrijit.
avem parcul central unde, după părerea mea, ar trebui investiți foarte mulți bani, atât din punct de vedere al amenajării lui ca floră, dar și ca lumină, ca aleile trebuie. Avem în execuție un parc, acum e vorba, îl avem și în acest buget, parcul constructorilor. Cât este de mare, George? Nu este foarte, nu este foarte mare, dar poate să creeze o oază de verdeață acolo și o bază de recreere pentru oamenii care locuiesc în acea zonă. Sunt de acord. Parcul nostru central este unul superb, cu o așezare cum nu multe orașe din țara asta. De ce nu facem asta? De ce nu terminăm faleza? De ce nu ne ocupăm de asta trebuie. De ce nu Jirlăul ăla s-a apucat? Trebuie să facem faleza, trebuie să facem protecția malului stâng, să nu mai vină apa peste locuitorii noștri din Măgureni. Am avut anul trecut bani. Nu s-a cheltuit niciun bani. Sau nu s-a făcut nicio lucrare. Eu am văzut că avem bani prinși și anul ăsta. Dar am avut și anul trecut. Trebuie să-i cheltuim. Banii ăștia trebuie să-i cheltuim, trebuie să facem consolidări în zona Măgureni neapărat. Sunt de acord. Dar de ce anul trecut nu s-au cheltuit banii pentru acest lucru și s-a băgat încă o dată? Când la ora actuală, acei bani plus cei de astăzi sau cei de anul acesta arătau o anumită lungime de reparație. S-au prins bani, i-au lăsat acolo, dar nu s-au folosit. Sau dacă s-au pus două, trei roabe de pământ și cu asta, cu asta. Nu e, aia nu este. Nu, din păcate trebuie să facem o consolidare serioasă pentru că oamenii aceia au probleme aproape. Și ce îmi pare rău, că în Călăraș, la ora actuală, nu avem și noi niște obiective care au fost pornite de câțiva ani să fie ridicate acum să avem grijă de rând. Unde, într-adevăr, tinerii, copiii noștri, nepoții, că nu o să fim veșnic tineri, să stea să desfășoare activități utile acolo. Nu avem nimic. De ce să nu recunoaștem? Avem o sală de spectacole care am făcut-o cum am făcut-o, da? Și ne-am certat pe ea. Poate o să facem și acest 3D, nu, poate 2D. Că nu, poate că nu este cazul să folosim cuvinte de genul nu avem nimic, pentru că chiar și Călărășanul ne-ar putea da pe stânga. Fiți un pic mai atenți, ar putea să ne spună nouă amândoi la declarațiile pe care le faceți. Pentru că dacă spuneți că nu aveți nimic și există o sală polivalentă extraordinar de frumoasă, mai există și sala veche. Mai există și sala veche. Deci nu amenajăm stadionul. Avem un stadion frumos. Nu e, s-a cam deteriorat. Din păcate nu mai avem echipă. Asta este problema noastră. Trăiască avem cu... parcuri, avem parcuri. Avem și cinematograful ăla care ar fi s-a trebuit făcut luat. Acolo. De ce să nu facem o bibliotecă și chiar o bibliotecă virtuală? Avem o casă de cultură, într-adevăr, una din cele mai moderne, cele mai frumoase care există, puțin în sudul României, dacă nu pe undeva prin toate țara. Deci, multe avem posibilități să ne ținem copiii aproape și să facem ceva, să-i propulsăm, să-i băgăm chiar și în politică, în administrație. Peste tot trebuie să avem tinere. Mi-e clar faptul că ei vin cu o altă concepție. Cu una diferită, care ei vin cu una mai curată, domnule, de așa ceva are nevoie orașul ăsta. De oameni tineri în structurile de conducere. Sper ca și PNL-ul, și PSD-ul, și PDL-ul să aibă curaj să promoveze tineretul ăsta. Eu o să vedeți, scuze-mă, o să vedeți în echipa de, pe care încet încet o să o promovăm de consilieri pentru anul acesta. Decebal a făcut un pronostic ieri, pe mine m-a buvnit răsul că nu este adevărat. Nu, tocmai l-ați dat afară pe Emil Izvoran, un tânăr. Nu cred că vă buvnește răsul că l-ați dat afară. Un tânăr, s-a dat el sigur afară, nu l-am dat eu afară. Nu, l-ați dat afară. Și vroiam să mai... Bine, i-a cerut demisia, normal, l-ați obligat să-și dea demisia. Același grup de parlamentari au mai inițiat un proiect de lege, cel în legătură cu obținerea pentru municipiul Călăraș a 52,3 hectare de la ADS cu destinația parc industrial pentru Călăraș. Dacă vor reuși și acest lucru, oamenii ăștia chiar au... Acum încep să-mi dau seama de ce nu s-a vrut anul trecut, când noi am vrut să facem un parc industrial și inclusiv campusul ăla. Dar e bine venit și acum. Știți care e problema? Că anul trecut, foarte bine venit. Anul trecut, când existau bani pentru a realiza campusul printr-un proiect realizat de Universitatea de Științe Agricole, nu s-a dorit că n-au vrut mușchii mei. După părerea mea, este un regres din punctul ăsta de vedere. Eram în Consiliul Local, atunci ce s-a întâmplat. Bine. N-am reușit să ne împărțim terenul între Consiliul Local și Consiliul Județean. Culmea este că noi aveam și proiectul
pentru a termina lucrările acolo din punct de vedere al realizării unui cămin de bătrân, știi foarte bine, s-a fost la ministru, inclusiv cine era prefectul după acea vreme a susținut așa ceva, dar onor edilul Călărașului n-a fost de acord pentru că el vrea. Până la urmă l-a luat, dar putea să vină cu în contrapartidă cu ceva palpabil. Spune, uite, eu am și proiectul pentru asta. De ce să facă Filipescu și Drăgulin? Cu proiectul de cămin de bătrâni. Noi am avut un proiect pe probleme sociale și nu a fost. Deci, ministrul era de acord, prefectul a fost de acord, numai domnul primar Dragunea, în care prinsese, dacă ți-aduci bine aminte, inclusiv un parc, un mini parc industrial, cu unde sunt toate acele magazii cu foarte vechi, dar foarte solide și nu s-a dorit. Măcar să se facă anul acesta și este foarte bine. Dacă vă mai aduceți aminte, cred că ați fost în ședința aceea de consiliu. Eu n-am lipsit decât la două ședințe de doi. Da. Eu am fost cel care am propus, atunci am avut o propunere și am zis, haideți să împărțim în așa fel încât să aducem terenul în posesia celor două structuri locale ale noastre. Ai rămas cu propunerea, Consiliul Județean și Consiliul Local. Regretatul Naflorica Olaru, colegul meu de consiliu și vecinul meu de acolo, a zis, hai să-ți propunem amândoi. Hai să te ajut și eu, că dacă vine o propunere din partea PNL-ului și una din partea PD-ului, poate rezolvăm probleme. Acum mi-aduc aminte că nici parcă, din ceea ce mi-aduc eu aminte, nici Consiliul Județean n-a avut prea multă disponibilitate la... Nu, noi am cerut și am solicitat, dumneavoastră, dați-ne posibilitatea să facem acest cămin, pentru că avem bani, avem proiect, suntem aproape sigur că vom câștiga. N-ați fost credibili. Din punctul tău de vedere. Nu, și din punctul meu de vedere. Bine, și din punctul primarului Dragu, pentru că primarul Dragu a avut o experiență în ceea ce privește și Consiliul Județean și interesele personale ale domnului Filipescu. Hai să spun ceva. Nu vorbim de... Vorbim și de interese personale. Pentru că asta domină și Consiliul Județean. Interesele personale. Referitor la terenurile din port. Să nu uităm lucrul ăsta. Nu, păi, terenurile din port nu sunt ale mele și tu trebuie să justifici toate. Trebuie să răspundeți. Da, eu răspund. Tu trebuie să justifici toate afirmațiile pe care le faci. Experiența domnului Dragu. Eu sunt pregătit să merg și în instanță. Da, deci eu sunt pregătit să merg în instanță. Experiența domnului Dragu în proiecte, managementul pe care îl are, se vede că are 0,04 lei. Se vede și experiența domnului Filipescu și chiar și a dumneavoastră în ceea ce privește falimentele. Ați falimentat tot pe ce a spus mâna, inclusiv direcția de patrimoniu. Ăsta e un faliment mascat. Vreți să transferați acum și să angajați tot pe bani publici oamenii la drumul și poduri. Ăsta e faliment mascat. Bine, nu este datoria Consiliului Județean să creeze locuri de muncă. După mintea ta, dacă ne aducem acuze vis-a-vis de faliment, mi-aduc aminte că și voi ați falimentat un ziar. Dar asta e cu totul altceva. Problema este că... Erau bani privați, nu erau bani publici. Nu, până la urmă nu erau banii tăi. Problema este că nu am falimentat, noi am adus bani cât nu crezi tu vreodată sau nu ai avut vreodată ocazia să... sau nu are ocazia primăria să aducă bani. Problema este că privești total destructiv și m-am săturat să tot aud discuții contradictorii și apostrofări și arătând cu degetul din față păcate de oameni. Din păcate o să le mai auziți. Nu mă deranjează. Răspundeți în fața cetățenilor. Vă răspundem în fața cetățenilor. Vom vedea la vot cine are dreptate și cine nu are dreptate. Problema este că hai să vedem ce facem în Călăraș, că îi locuim și în Consiliul Județean și aduce sau nu mai mult aportul. Sub această mască, hai să vedem ce facem în Călăraș să ne fie bine, se ascund interese private și corupție, domnule Drăgulie. Dacă tu mi-aduci mie faptul că eu am interese private și corupție, sunt de acord cu tine, dacă nu, te rog frumos să nu discutăm această... Vreau să spun un lucru. Da. Deci în momentul când stai de vorbă cu mine, înseamnă că faci referire la mine. Și ca atare nu-ți permis să mai zici lucrurile astea. Dacă stai de vorbă cu mine, te referi numai la persoana mea. Atâta timp cât eu sunt un politic și pot să discut politic, vorbesc de alte persoane. Eu nu-mi permit ca tu să-mi faci mie niște acuze nefondate. În momentul când îmi spui lucrurile astea, înseamnă că te referi la mine și mă doare. Și mă jignești. Ați văzut sau ați auzit că am spus eu, Dan Drăguț este corupt? Deci în momentul când spui Consiliul Județean și sunt eu aici, înseamnă că zici și de mine și mă doare. Una mă doare și mă jignește și în același timp mă face să gândesc și altceva. Te rog frumos, în momentul în care mi-aduci o acuză, trebuie să-mi și dovedești acest lucru. Eu nu-ți permit ție și cu asta termin, ca tu să-mi aduci bine niște acuze nefondate. Eu știu foarte bine ce am făcut, ce fac.
Am avut un obiectiv foarte clar de când am intrat în politică, că atunci când va veni ceasul să câștigă această primărie, care este pe mâna unor oameni care nu au nicio viziune cu privire la dezvoltarea orașului, și voi merge până mai departe, pentru că vreau să demonstrez că și politica se face așa cum o văd eu. Câștigați-o, eu nu vă opresc. Câștigați-o. Hai, și atunci poți să faci referire la persoana mea. Câștigați-o, din păcate o să aveți opozanți foarte chiar bine. Din interiorul PNL. O să citiți mâine în ziarul Express, da, cum anumite persoane din PNL vă acuză și pe dumneavoastră și pe domnul Filipescu că ați confiscat partidul. Bun, acestea fiind spuse, haideți un cuvânt de final, domnule Mușat, fiecare aveți la dispoziție câte 45 de secunde ca să încheiem această emisiune în... Într-o notă optimistă. Așa, și ce așa facem? Și vreau să o fac. Și aș dori, că... adică să ne mai vedem, pentru că da, iată, sunt multe lucruri de spus. Într-adevăr, și contrele astea sunt constructive. Eu tocmai asta mă bucur că am transferat un pic din anumite atmosfere neplăcute din conferințele de presă aici, și pentru că există un dialog. Știi care e problema? Un om politic poate să primească și poate să și ofere. Problema asta e că eu cu de ce mai vorbesc de multe ori. Problema e că nu-l înțeleg de ce are anumite reacții câteodată. El are dreptul ca ziarist să facă... E mai pătimaș. Da. Dar hai să recunoaștem, să spunem lucrurile pe nume. Eu știu că el este un partizan a unei culori, dar înainte de toate, și un ziarist trebuie să fie obiectiv. Eu am curaj că cineva spune că am greșit, să recunosc. Îmi muși buzele, recunosc că am greșit și mai departe. Vis-a-vis de orice spune el. Domnul Drăgulin, dacă un ziarist are o anumită opțiune și coincide cu cea unui om politic, nu înseamnă că ziaristul respectiv este slugă la acel oameni. Nu s-a făcut referire. Nu, sau este partizan. Sau este partizan. Dacă eu am o opinie... 45 de secunde. Să lăsăm și pe domnul Mușat, vă rog frumos. Și nu mai faceți referire la calitatea de mea de ziarist. Pentru că dumneavoastră, cu acte, aveți acolo niște ziariști. Eu n-am cu nimeni. Mă rog, probabil că nu domnia sa, mai sunt un alt subiect pe care probabil, dacă va fi nevoie, dar sper să nu fie nevoie, eu pentru că totuși sunt colegi de-ai noștri, chiar dacă sunt jurnaliști. Vă rog, domnule. Doresc în finalul acestei emisiuni să vă mulțumesc pentru invitația care mi-ați făcut-o. Noi vă mulțumim. Mulțumesc și colegului meu, Dan Drăgulin, pentru că am înțeles că din partea lui a venit această invitație. Da. Din analiza pe care am făcut-o împreună, au reușit, cred eu, lucruri importante pentru ascultătorii noștri, lucruri pe care au vrut să-l audă, lucruri care au lămurit într-o anumită măsură, anumite aspecte pe care ei nu și le explicau. Sper să fie așa. Și eu am tras o concluzie, dacă exista mai mult consens politic, și asta trebuie să mă însușesc eu și cu Daniel acest lucru, cred că începând de anul trecut puteam să avem deja premizele unui campus universitar modern. Cred că de anul trecut puteam să avem probabil un port al nostru, pentru că este pe raza noastră teritorială și este bine ca ce este pe raza noastră să fie și în administrarea noastră, și probabil și alte lucruri. Deci, dacă ar exista un consens politic, și să nu ne pară rău să facem analiză peste ani și ani de zile, să constatăm, Doamne, dar de ce nu am fi făcut-o? Că de fapt și ăia și ăia vroiau să facă lucrul ăsta. Dar n-am făcut din anumite, nu știu, motive la momentul respectiv. Trebuie să facem lucruri bune pentru călărășeni. Atâta timp cât îi reprezentăm în Consiliul Local, în Consiliul Județean, în structurile de conducere ale orașului și ale județului. Da. Domnule Drăgulin. Problema este că noi venim aici prin discuțiile câteodată aprinse, încercăm fiecare să-și pună punctul de vedere. După părerea mea, a venit vremea, sincer, să lăsăm orgoliile și coloraturile politice, ca în momentul când ieșim sau suntem în funcțiile de răspundere, să dăm totul pentru a realiza ceva util și frumos pentru orașul nostru. De multe ori, de ce să nu recunoaștem, interesul de grup domină interesul social. Prin manevrele pe care le facem, încercăm de fiecare dată, numai în anumite momente, să ieșim câștigători și să uităm de fapt ce am promis și ce trebuie să realizăm pentru călărășeni. Indiferent de discuțiile pe care le-am avut astăzi, asta nu înseamnă că dacă plec de aici nu o să vorbesc cu
Evident. Da. Tocmai că asta denotă că înțelegem fiecare că o discuție poate duce la un progres și nici de cum la o tensiune pe parcurs. Problema este că de multe ori trebuie să ne dăm seama că atât este capacitatea noastră și că trebuie să facem un pas înapoi sau în lateral. Este exact cum a zis și George, momentul în care cei care cred că pot să realizeze altceva mult mai important și mult mai bine pentru călărașani, să fie lăsați să ducă mai departe, nu idealurile, ceea ce trebuie realizat pentru călăraș. Pentru că, într-adevăr, călărașul are nevoie de foarte multe lucruri. Și cred, indiferent de ce se întâmplă, începând poate din anul 2012, acea clasă politică locală care va fi, să aibă un interes primordial și un singur obiectiv. Realizarea unor lucruri deosebite pentru municipalitate, pentru toți călărășenii, că altfel rămânem unde suntem. Eu vă mulțumesc, colegul meu Decebal. Eu nu prea sunt în totalitate de acord cu acest consens al clasei politice. În opinia mea trebuie să existe o opoziție. Poate să fie un consens, poate să fie un consens pe anumite proiecte. Punctual, sunt de acord. Dar un consens așa general, toată lumea să fie frumoasă și veselă, nu sunt de acord, pentru că dacă ne aducem aminte, pe timpul guvernării Năstase, cu Iliescu președinte, era un consens general, dar în spate se ascundea mizerie, corupția, colcăia corupția și totul era frumos. După aceea ne-am dat seama ce se ascundea în spatele acestui consens. Eu vă mulțumesc că a fost alături de mine Decebal Mihalache, să încep cu jurnaliștii, și Nelu Bălașa, care a plecat, dar tot trimitea SMS-uri și telefoane, trebuie să recunosc. Deci Decebal Mihalache de la Ziarul Express, apoi au vorbit pentru dumneavoastră domnul George Mușat, prim vicepreședinte al PDL Călăraș, și domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Daniel Drăgulin, membru PNL. Și candidat la primăria municipiului Călăraș. La funcția de primar al municipiului Călăraș. Sunt Florin Driga, vă dau întâlnire data viitoare, tot cu o emisiune, zic eu, destul de incitantă. Pe parcurs o să vă comunic despre cine este vorba și cine vor fi invitații. Până atunci urmăriți pagina noastră de Facebook, Stile FM Broadcast, și acolo vă vom informa cu toate cele. Mulțumesc celor care au dezbătut subiectul și probabil că după ce vom reda această imprimare vor fi mai multe detalii. Până atunci, toate cele bune, vă doresc numai bine, mulțumesc oamenilor politici că s-au comportat mai mult decât exemplar, încă o dată audiție plăcută tuturor și numai bine!